Bună dimineața tuturor! Câteva lucruri care țin de activitatea noastră și anume am să încep cu activitatea de la Poliția Locală. În săptămâna precedentă s-au desfășurat 44 de misiuni patrulare terestră și auto, pedestră și auto, pe raza municipiului, din care 5 cu agenți la Poliția Romană. În cadrul activității de prevenire a comiterii fapte contravenționale au fost depistate 139 de persoane, pentru care s-au luat următoarele măsuri legale: 11 avertismente verbale, 6 la hotărârea de Consiliu 133, de regulamentul de gospodărie municipală, și 5 la legea 61, legea de ordine publică. Avertismente scrise 69, din care la regulamentul de gospodărie municipală 49, în special pentru lipire de afișe în locuri necorespunzătoare, distrugeri spațiu verde, staționări neregulamentare auto. Și la alte acte normative 20. Sancțiuni contravenționale aplicate 59, valoare de 11.725 de lei. La regulamentul de gospodărie municipală un număr de 30, în valoare de 5.725 de lei, în special pentru vehicule cu tracțiune animală în locuri nepermise, neîntreținerea corespunzătoare a unui imobil, staționarea auto în locuri nepermise. Legea 61 de ordine publică, un număr de 29 de sancțiuni contravenționale, valoare de 6.000 de lei, consum de băuturi alcoolice în locuri publice, tulburarea liniștii publice, cerșetorie și refuz legitimare. Plângeri, sesizări soluționate 50, în special pentru locuri de parcare concesionate ocupate abuziv 9, cerșetorie 13, tulburarea liniștii publice 6, autoturisme staționate neregulamentar 10, piraterii taxi 5, adrese de la Poliția Roman prin care se solicită imagini din la camerele de supraveghere 3, căi de acces blocate 4, persoane care colectează fonduri pe raza municipiului 2, autoturisme staționate în stații de autobuz 2, cablu telefonic căzut pe carosabil 2, autoturism staționat pe spațiu verde 2, autoturisme staționate în locuri destinate taxi 1, persoane care rupe florile de pe spațiu verde al blocului 1. Alte activități, asigurarea ordinii liniștii publice și fluența traficului în zona unităților școlare, de asemenea asigurarea ordinii și liniștii publice la stadionul Moldova, la meciul de fotbal și la sala sporturilor, la meciul de handbal. Și de asemenea au avut o tematică, pentru la care am să revin la urmă, de control spații alimentare publică, alimentație publică, comerț, servicii. De asemenea, așa cum am comandat, se desfășoară patrulări periodice în străzile Tudor Vladimirescu, Smirodava, Anton Pan, Piața Smirodava, Dumbrava Roșii, Costaghi Negri, zona Stadion Moldova, sala sporturilor. De la Serviciul Lucrării Investiții Publice, vă informez că de azi încep distribuții de lemn în fabricii. Le dăm câte o cotă, câte o jumătate de metru cub acum și le vom mai da jumătate de metru cub în februarie. Din tăieri, din ceea ce am obținut noi din toaletări. Se va definitiva europeanul cu iluminatul festiv săptămâna aceasta. Deci pentru ornamente de sărbători. Azi se montează stâlpii pentru coșurile de gunoi în fața școlii Roman Mușal, la solicitarea cetățenilor când am fost acolo în zonă. Urmează ca săptămâna asta să se pună și pe poziție. Și de asemenea, tot la solicitarea cetățenilor de acolo, vom monta și proiectoare pentru bisericuța de lemn, pentru iluminat arhitectural. Serviciul public de gospodărie municipală, formația de reparații construcției a continuat reparațiile și igienizarea casei scărilor fostului club Petrotub și a început reamenajarea grupului sanitar din aceeași locație. În cadrul atelierului tăplărie s-au
continuat lucrările la execuția geamurilor pentru blocurile din strada fabricii, 10 bucăți. S-a montat sticlă la geamuri în locația din fundătura lăcrămioarilor numărul 7. S-au executat ștacheți pentru bănci necesare în parcul municipal. Formația de reparații și întreținere drumuri a executat următoarele lucrări. Asfaltat aleii ce duc la intrările în scările blocurilor din strada Victor Ion Creangă. Finalizat o asfaltare tot la solicitarea cetățenilor când am fost acolo în zonă a parcării din strada Victor Hugo. Asfaltat aleii la intrarea în blocul 10 din strada Roman Mușat. S-a finalizat execuția și montat scripitele în strada blocului numărul 1 din strada Diceba la persoana cu probleme de fizice. Intervenții la centrala termică din strada Fabricii și la centrala termică de la Biblioteca Municipală. Și aceste lucruri au fost finalizate. De asemenea, pe platformă vor începe reparații la mobilierul stradal. Parte din mobilierul stradal, care am văzut că s-a stricat sau a putrezit, l-am luat și în această iarnă să-l înlocuim, să reparăm pentru a fi puntat în primăvară bine făcut. De asemenea, la solicitarea unor cetățeni, la o întâlnire pe care am avut-o în zona Umbreluța, ne-au solicitat ridicarea unui gard viu de acolo, care separă, nu tocmai cu șardorie, zonele. Astăzi se ridică și gardul viu, din fundătura Păcii, intersecții cu Gloriei. La complexul Moldova s-a terminat de conservat și de depozitat la zona Ștrand și zona Agrement, se lucrează la sistemul de irigații. Direcția de administrație Piața Obor Bazar, la parcarea de etajată, de azi se montează restul de confecții metalice. Am înțeles că și mașina era la intrare în oraș, am trimis poliția că nu putea să intre, că era cu gabarit depășit. De asemenea, s-a turnat trotuarul de beton din spate, dinspre clădirea maro cu spații comerciale. Direcția administrație pregătește și chiar a discutat azi dimineață în operativă la Tâmplărie, acolo unde mai sunt lipsă, să completăm cu cozi pentru steaguri, pentru Ziua Națională. Serviciul monitorizare lucrează la regulamentele pe servicii. Urmează din această lună și luna următoare și în ianuarie să intrăm cu regulamente pe servicii, astfel să fim acoperiți de toată această activitate solicitată prin lege. Serviciul administrației control transport de asemenea a avut comandat un control pentru spațiile de alimentație publică, comerț și servicii. În plus, în ceea ce privește semnalizarea rutieră, s-au montat un număr de 9 plăci permanente pe străzile PIDU, demontarea de nivelărilor pentru limitarea vitezei din strada Griviței și la intersecția Bulevardul Republic cu strada Turul Adimirescu, s-a repoziționat indicator trecere pietoni Bogdan Dragoș, repararea unui indicator drum cu prioritate în strada Profesor Dumitru Mărtinaș, înlocuirea unui indicator stații de autobuz din zona gării. S-au primit cereri, însoțite documentațiile aferente, s-au organizat și desfășurat licitația în data de 12 noiembrie pentru parcările de reședință noi, parcarea 140 din Alea Revoluției, blocul 2, cu 8 locuri amenajate, 4 au fost deja adjudecate, parcarea 141 din Alea Revoluției, blocurile 11B, 13B, 14 locuri amenajate, 3 deja adjudecate. S-au primit alte cereri cu solicitări, locuri, parcare de reședință, parcări Răzleții, pentru care s-au întrumit procese verbale de licitație și contracte de încheiere. S-a actualizat baza de date privind parcările de reședință, s-a efectuat activitatea de trasare a numerelor de înmatriculare în parcările de reședință noi, parcarea 140 cu 4 locuri din Alea Revoluției, blocul 2, și parcarea 141 cu 2 locuri de pe Alea Revoluției, blocul 11. S-a executat trasarea unei parcări cu 34 de locuri în piața Roman Miron Costin, și a unei stații bus pe strada Alexandru cel Bun, colț cu piața Miron Costin, cu piața Miron Costin. S-a efectuat activitatea de retrasare a unei treceri de pietoni la intersecția strada Ion Ionescu de la Brac cu strada Vlad Țepeș. De asemenea, s-au ridicat, dacă ați văzut, barierele de la hotel, cu tot cu fundațiile de beton. Au fost eliberate.
S-au primit cereri însoțite documentații aferente în vederea vizării a 13 autorizații pentru desfășurarea activității de comerț și 3 autorizații pentru desfășurarea activității de alimentație publică. În mare, cam acestea au fost activitățile desfășurate de acest serviciu, în paralel și cu serviciu comandat pe spații, pe situații de urgență. La Direcția de Evidență a Populației, cărți de identitate produse 288, eliberate 164, vize de stabilire a reședinței 20, din care 14 la Roman, mențiuni de deces 33, din care la Roman 8, cereri de pașaport 21, din care la Roman 11. Total acte întocmite 35, din acestea 22 de naștere, 2 de căsătorii și 11 de deces. Total acte încheiate străinătate care au fost transmise în România 3, 2 de naștere și 1 de deces. Total certificate eliberate 78, din acestea 56 de naștere, 7 de căsătorie și 15 de deces. De la Direcția de Asistență Socială se lucrează la preluare și prelucrare dosare pentru subvenție pentru gaz, lemne și energie electrică. Până pe 7 decembrie, oamenii trebuie să declare toate veniturile, nu trebuie să comercializeze mașini, pentru că uitați și acum avem control, au fost depistate persoane care au declarat în fals și vor suporta amenzi, precum și recuperarea întregii sume. Sunt controle care vin, nu e în atributul nostru acest lucru, sunt organe care verifică acest lucru. Noi doar pe baza declarației și a ceea ce avem în baza de date pe rolurile de la Direcția de Impozite și Taxe, verificăm și certificăm acest lucru. Dar declarația pe bună răspundere îi aparține omului. Așa încât dacă nu declară, avem deja persoane care în urma verificărilor vor plăti și amendă și vor înapoia și toți banii. Deci rugăm aici un pic de seriozitate și declarațiile să fie în concordanță cu realitatea. Pentru tichete vom începe distribuirea de pe 7 decembrie și tichetele sociale vor intra la distribuire de pe 7 decembrie. De asemenea, Direcția de Urbanism pregătește și în aceste zile va fi lansat spre dezbatere publică regulamentul cu supraimpozitarea, apoi va fi aprobată Consiliul Local. Este vorba de acea propunere pe care noi am făcut-o la AMR și a fost ascultată de către Parlament cu privire la supraimpozitarea clădirilor și terenurilor care nu sunt îngrijite, care sunt abandonate cu 500% impozitul. Bineînțeles că nu vom trece din prima la acest lucru. Noi totdeauna am făcut somații, am dat amenzi, iar sigur că există o procedură pentru fiecare din acestea va fi aprobat în ședința de Consiliul Local. Vom aproba regulamentul cu criteriile, așadar, la sfârșitul acestei luni, iar luna viitoare vom aproba punctual pe cei care nu se conformează cu solicitările pe care noi le facem către dânsii. Trebuie să se înțeleagă că trebuie respectată ordinea publică, aspectul orașului și dacă acest lucru nu se face și este rea voință, mai ales în cei care au proprietăți în Roman, le au aici și ei pleacă sau stau prin alte părți și nu le mai pasă de ce se întâmplă, ori nu mi se pare corect în acest sens. La bibliotecă, de fapt, am avut și o lucrare, o vizită de lucru săptămâna trecută, se lucrează executându-se lucrări de finisare la tâmplărie în corpul C1, se montează gresia pe holul principal, se execută lucrări de glătuire a pereților interior la corpul C1, se execută integrarea cromatică a tavanelor pictate, continuă restaurarea componentelor artistice din sala de artă. Ca informare de la operativa mică, societatea Locato S.A., din această săptămână va monta niște gaigere în Bulevardul Republicii la comanda noastră. Execută o curățenie și o deratizare puternică la adăpostul de Căinto la solicitarea noastră și se pregătesc pentru noi acțiuni privind ridicarea câinilor de pe domeniul public în urma apariției unora au fost anumite transporturi care au adus anumiți câini și în zona cartierului Nicolae Bălcescu și în zona de nord a orașului și încercăm să ținem lucrurile sub control așa cum au fost și până acum.
SCA Paserv anunță două avarii la apă pe Lupeni numărul 8 bis și pe Griviței numărul 20, iar pe canal va continua activitatea de curățare de sfundare pe strada Walter Mărăcineanu 20, dar și la intersecția strada Tineretului cu Walter Mărăcineanu și la Bulevardul Republicii blocul 64. De asemenea, continuă lucrarea de investiții de înlocuire a tronsului de canalizare în Bulevardul Republicii blocul 68. În săptămâna anterioară, pe apă, s-a eliminat o pierdere la brașament în strada Smirodava, blocul 41. La robinet de concesie s-a intervenit eliminându-se pierderile în strada Mihai Zira, numărul 5, Bulevardul Republicii 123, strada Revoluției, numărul 15. Și eliminat pierderile de distribuție în Aleea Turul Admirescu, blocul 5, scara B, fundătura Lăcrămioarelor, numărul 3, strada Cuza Vodă, școala Alexandru Ioan Cuza și strada Tinosului, intersecție cu strada Progresului. La canal s-a executat curățare manual în cămine, Bucegi, blocurile 2-4, Maramureș, numărul 30-32, Ecaterina Teodoroiu, blocurile 3 și 5A, Tudor Vladimirescu, blocul 11, Ion Creangă, blocul 1-12, Bulevardul Republicii, blocurile 54-56-58, Aleea Turul Vladimirescu, blocurile 1-2-3-5. S-a executat activitate de vidanjare în Bulevardul Nicolae Bălcescu, zona Aval și strada Nicolae Bălcescu, numărul 111. La stația pompare apeuzate Dumitru Mărtenaș, intersecție cu Fabricii și Bulevardul Roma Mușa, blocul 36, scările B și C, spălare rețea. Cu autocurățitoarea s-a intervenit în Bulevardul Republicii 68 la colectorul principal, în Aleea Tudor Vladimirescu, blocurile 1-2, Bulevardul Roma Mușa, blocul 36, scările ABC, în Maramureș, numărul 30-32, stradal. S-a făcut inspecție video pentru a se constata starea de fapt a rețelor de canalizare în Tudor Vladimirescu, blocul 23, Gloriei, blocul 9, Bulevardul Roma Mușa, blocurile 36, scările ABC, strada Corului, intersecție cu strada Narciselor. De asemenea, continuă, așa cum am spus, a continuat și va continua rețeaua de canalizare investiții blocul Republicii 68. Ca lucrări curente, s-au montat ghirlande iluminat festiv pe 85 în sensul giratoriu la Favoriș și la Colegiul Național Petru Poni până la sediul pompieri. S-au montat gărduți protecție spații verzi și bănci în blocul 7 Alexandru cel Bun. Instalat nocturnă la terenurile de tenis de la poliția locală, ne-au rugat acolo și antrenorii și copiii și am reușit să le instalăm instalații nocturnă la terenurile de tenis pe zgură din spatele poliției, din laterala poliției locale. S-au montat ghirlande în părculețul de la primărie, coșuri de gunoi la blocurile de la 27 la 31 de la Antopan, la solicitarea cetățenilor la vista pe care am avut-o acolo, 12 intervenții la iluminatul public, tăierea la primul an de cultură la cultura noastră de salcie energetică, avem circa 2 hectare puse, vom crește în anii următori, defrișare și toaletare, părculeț, bibliotecă, cosit terenul liber de lângă creșa Smirodava la solicitarea cetățenilor cu urma întâlnirii pe care am avut-o acolo la Biserica Ștefan cel Mare, doborârea arbore în zona Bulevardul Republicii, blocul 68, acolo unde se face canalizarea și există rădăcini care împiedică rețeaua de canalizare, curățenie, resturi vegetale la alveole din Favorit, Poarta Sud, Colegiul Național pentru Poni, Petonal, Ștefan cel Mare, strada Florilor și cu zavodă poștă. La investiții continuă lucrările, la bibliotecă, la Aleea Alexandru cel Bun, corpul B de la Roman Vodă și iată artera Roman Est, pe care am relansat-o. Am depus aceste toate informații în colaborare cu serviciile din primărie legate de controlul pe care l-am dispus în oraș. În urma dispoziției pe care am emis-o, s-a elaborat un plan de acțiune pe o perioadă mai amplă, 2 noiembrie, 13 decembrie, cu scopul de a verifica unitățile alimentației publică, comerț și prestări servicii pentru legalitate și siguranța cetățenilor și îndrumarea acestora de a intra în deplină legalitate. În primele două săptămâni, respectiv perioada 2 noiembrie, 15 noiembrie,
au fost verificate un număr de 158 de unități comerciale cu specificul mai sus menționat. Activitatea a fost coordonată de Serviciul Situații de Urgență, Serviciul Autorizări Comercial Transport, sprijinită de Poliția Locală. Principalele aspecte verificate au fost căile de acces, planurile de evacuare, avizele și autorizațiile ISU, mijloace de stingere a incendiilor și a instalațiile electrice, instalații și centrale termice, sisteme de semnalizare la incendiu, acte, adrese și documente care vin în sprijinul activității de verificare și îndrumare. Din acestea, 158 au fost somate un număr de 43 de firme pentru închiderea de îndată activității, deoarece nu dețineau documente legale de funcționare, aviz sau autorizații de funcționare. Neajunsuri constatate în general în timpul controlului: lipsă lămpi ieșire de urgență, stingătoare de incendiu cu termen de valabilitate expirat, lipsă număr legal de stingătoare de incendiu, lipsă plan de evacuare în caz de incendiu, lipsă buletine de verificare a instalațiilor electrice, lipsă sisteme de semnalizare în caz de incendiu, avize sau autorizații de funcționare eliberate de primărie neavizate anual sau lipsă. La toate neregulile menționate s-a acordat o perioadă de 2 săptămâni, respectiv 16 noiembrie, 29 noiembrie, pentru remediere și intrare în legalitate. După acest interval de timp, până la data de 13 decembrie, se vor relua verificările și vor fi aplicate conform ordonanței de guvern 2/2001 modificată sancțiuni contravenționale principale, împreună cu sancțiuni contravenționale complementare. Principale sunt avertismente sau amenzi, complementare suspendarea sau anularea după caz a avizului, acordului sau autorizației de exercitare a activității, mergând până la închiderea unității pentru societățile comerciale ce nu vor îndeplini criteriile stipulate în normele legale. Deci noi ce am făcut până acum, am somat pentru închidere activității, pentru că nu exista niciun fel de document legal de funcționare la 43 de firme din 158. Noi le avem aici toate, de fapt, dar le-am dat 2 săptămâni, sperăm să se conformeze și să intre în legalitate. Am și modul cum s-a desfășurat controlul pe fiecare, cu semnătura și ștampila unității verificate, toate, încât noi vrem ca lucrurile să intre în normal și să meargă cât mai bine. Acesta ar fi în legătură cu controlul care l-am dispus. Sigur că lucrurile vor continua a fi verificate și după 2 săptămâni de conformare, așa cum am spus, începem reverificarea. Iar ulterior acestei reverificări, vă voi aduce la cunoștință datele finale ale controlului dispus. Pentru activități și evenimente desfășurate în săptămâna 9-16 noiembrie, luni după operativa mare, a avut loc operativa mică cu Apaserv și Locatul și conferința de presă, apoi discuții punctuale pe problemele specifice din primărie. Marți dimineața am participat la ziua artilerii la cercul militar din Roman, întâlnirii de lucru pe tema căii ferate ce traversează E85. Miercuri vizită la șantier, Biblioteca Municipală, ședința apoi privind activitățile desfășurate la Biblioteca Municipală. Apoi am avut o întâlnire cu 2 reprezentanți a unor societăți, unul pe produse lactate care dorește să deschidă un punct la Roman, unul de asemenea care dorește o investiție la Roman, cu mai multe domenii de activitate: producție, prestări servicii, instruirii, educații. Suntem în fază de discuție, sperăm ca lucrurile să se materializeze, ceea ce n-ar fi rău. Mai multe detalii pot să vă dau după ce vom simți că lucrurile încep să se materializeze. Apoi, tot miercuri, am avut în această sală ședința Zona 2 Neamț cu Adi Eco Neamț, privind aprobarea documentației tehnice în vederea ridicării în SEAP privind licitația pe salubritate. Ședința am avut joi cu privire la situațiile de urgență, cu privire la desfășurarea controlului,
cu privire la, cu domnul Daniel Ursu, apoi cu privire la sistemul de dezvoltare în municipiul Roman, pe diferite domenii de activitate, cu domnul Bojescu, cu doamna Alexiana Maria și cu doamna Camelia Rusu. Aici vreau să vă dau și o veste bună pentru noi, romanul, de la doamna Camelia Rusu, că în urma judecării în primă instanță a primăriei cu EONU privind preluarea energiei electrice pe care noi o producem, am câștigat. Mai este un singur termen care poate fi la Curtea de Apel, dar e important că fondul ne-a dat dreptate nouă și odată un drept câștigat, el va asigura de aici încolo o bună funcționare, pentru că deși este, de ce s-o legat EONU, deși este legislație, nu există metodologia de aplicare a legislației. Atunci noi am forțat acest lucru și am acționat în instanță și iată că am avut acest termen în care am primit vestea cea bună că am câștigat, ceea ce ne bucură foarte mult. V-am spus că asigurându-se un temei legal dat dintr-o instanță, deja foarte multe lucruri și interpretări vor fi eliminate pe viitor. Vineri am participat la inaugurarea secției oncologie la Spitalul Municipal de Urgență Roman, iar apoi am avut vizită în teren la artera ocolitoare Roman Est. Sâmbătă a avut loc meciul din turul 3 a Cupei Europene HF, în care HCM Roman a învins echipa Fram Reykjavik cu 29-25. Îmi pare rău că n-am bătut mai tare, ca să stăm mai liniștiți acolo, dar poate e bine și așa, ca să rămânem în tensiune, să fim pregătiți și acordați la meci și poate dă bunul Dumnezeu să obținem o calificare prestigioasă în EHF. Cam acestea ar fi lucrurile pe care am dorit să vi le aduc la cunoștință. Vreau să vă spun că continuu întâlnirile pe care le desfășor în municipiul Roman, în cartierii cu cetățenii. Săptămâna asta vom avea alte 3, săptămâna viitoare vom încheia, vom avea încă 2. Așa încât circa 16-17 întâlniri vor fi fost deja făcute cu cetățenii în diferite zone ale municipiului, de unde noi am triat anumite propuneri pe care dânșii le-au făcut. Din păcate au fost mai puține propuneri legate de dezvoltarea municipiului Roman în ansamblu și mai multe legate de zonă, de microcomunitate, de ceea ce se întâmplă exact acolo unde locuiesc. Dar noi le-am inventariat, ținem cont de ele, pe majoritatea le știam încă din vară, am completat cu ceea ce a apărut ca element de noutate, o parte din probleme le rezolvăm chiar în această toamnă am început, o parte vor fi programate pentru etapele următoare, funcție de anvergura problemelor pe termen mediu sau lung. De asemenea, după ce se termină întâlnirile pe cartiere, îmi propun să am o întâlnire și cu tinerii din municipiul Roman în sala mare a primăriei. Mi-aș propune chiar această întâlnire după ce termin întâlnirile pe fiecare cartier din Roman să o am până la 1 decembrie cu tinerii și am dorit să înființăm un consiliu consultativ pe probleme de tineret, având ca scop strategia pentru tineret a municipiului Roman, o altă strategie pe care dorim să o punem la punct, într-o idee europeană, dacă vreți, tineri pentru democrație participativă sub responsabilitatea comunității. Un lucru despre care s-a discutat și la Bruxelles, la întâlnirea pe care am avut-o la Comitetul Regiunilor. Ne propunem aici ca domenii cheie, principale, în jurul cărora să se contureze dialogul, educație, propuneri pentru reforma programei școlare și a metodelor de predare, ocuparea forței de muncă, antreprenoriat,
întocmire, prezentare CV, orientare pentru cariere, vizite societăți comerciale, cum devin antreprenor, arta de a fi un întreprinzător, sănătate, și aici de când eram director la Colegiul Tehnic Miron Costin, înființând și fiind la vremea aceea și președintele Asociației de promovare a drepturilor tinerilor Miron Costin, am organizat mai multe activități, unele în școală, unele chiar în primărie. La vremea aceea eram consilier și director de liceu. Alcoolul, tutunul și drogurile nu sunt un refugiu, dezbateri pe teme specifice vârstei. Ne propunem să reluăm aceste lucruri. De asemenea, un alt domeniu, sport, competiții sportive, participare civică, cum, de ce, ca tânăr trebuie să mă implic, cum reacționez în caz de incendiu, în caz de cutremur, în caz de accident, a preveni siguranța în trafic. Cu ateliere practice chiar ne propunem și concursuri de fotografii, de soluții, de propuneri, de stilul așa da, așa nu, lucruri care să provoace tinerii, pentru că vedem că, din păcate, sunt supuși celor mai mari riscuri. Și atunci ne propunem să venim să le prevenim, să-i sprijinim, să-i ajutăm. Incluziunea socială e un alt domeniu. Cum este, cum ridicăm barierele sociale? Cum procedăm în vederea evitării excluderii? Voluntariatul, iar e un lucru pe care trebuie să-l cultivăm foarte mult. Țările europene, având foarte bine dezvoltat această activitate de voluntariat, discutam la sfârșitul săptămânii trecute cu cineva din primărie care are fratele în America și care spunea că pe parcursul facultății copilul desfășoară activitate de voluntariat. Dacă nu are câteva protocoale de dezvoltare de activitate de voluntariat, nu-l angajează nimeni după ce termină. Deci nu-l bagă nimeni în seamă. Deci vedeți, democrația, dezvoltarea înseamnă și implicare. Ei, noi ne propunem să-i ajutăm pe tineri să facă acest lucru. Să vorbim despre avantajele voluntariatului informare și dezvoltare profesională, cu contracte de voluntariat pe care noi primăria să le lansăm pentru diferite activități. Inspectori de zonă, recuperatori, carte bibliotecă municipală, activități de ecologizare, îngrijirii bătrâni, pentru cumpărături, pentru însoțire pentru bătrâni. Sunt lucruri care se fac, care umanizează și care pot să facă o comunitate mai puternică. De asemenea, un alt domeniu, democrație participativă, întâlniri pentru structurarea strategiei tinerilor, vrem să punem la punct și această strategie. Pe administrație publică, Consiliul Consultativ al Tinerilor să fie invitat la dezbateri publice, la ședința Consiliului Local, pe mediu, iată, foarte important, de foarte multe ori ne batem joc de mediu. Iar ca principale activități ne-am propus dezbateri tematice, să înființăm un club a tineretului sau chiar cafeaua publică, cafeneaua publică a tineretului, nu știu, e de gândit, iată, vom termina, ne ajută poate Dumnezeu, proiectul e gata, dar și această clădire, Casa Sergiu Celibidache, sau de ce nu, Cinema Unirea, să avem acolo un club pentru tineri, unde să, în club, nu în sensul de club ce am văzut noi la televizor ca și clădire cu muzică, ci un club în sensul de un loc de a relaționa, de a discuta, de a dezbate. De ce nu, poate cum a fost la Al Palier, cum a fost Junimea și așa mai departe. În concursuri care să apară. Iată, să promovăm un alt spiritul nostru românesc, nu cel important. Am adus Halloween-ul în România, care de fapt este o sărbătoare barbară, da? Este o sărbătoare păgână. De ce n-am avea noi tradițiile legate și le promovăm de Sfântul Andrei? Acele tradiții frumos, cu dormi cu busuiocul sub cap sau aburit oglinda sau lucruri frumoase, vin din legendă, țin din spiritualitatea noastră creștină. Din Moș Nicolae, din Crăciun, să implicăm tinerii în astfel de activități de anul nou. Dorim să facem acest lucru. Eu, de fapt, în acest weekend am și studiat legea tinerilor, legea 350 din 2006, unde administrația publică locală, unități, instituții, servicii subordonate au dreptul, dar au și obligația să sprijine activitatea de tineret, cu sporirea gradului de participare a tinerilor la viața publică și încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităților. Mi-aș propune până la sfârșitul anului să adopt și un regulament în Consiliul Local.
De asemenea, legea voluntariatului, legea 78/2014, care cuprinde activitățile de interes public în mai multe domenii, artă, cultură, sport, recreere, educație, cercetare, protecția mediului, sănătate, asistență socială, religie, activism civic, drepturile omului, ajutor umanitar sau filantropie, dezvoltare comunitară, dezvoltare socială. Sunt foarte, foarte importante, în care noi ne avem determinarea să le punem la treabă. Da? Înființarea, așa cum v-am zis, a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, dorim să punem la punct pentru o hotărâre de Consiliu Local, pe care de ce nu să o aprobăm chiar în acest an, ca în anul următor ea să devină operativă și să putem dezvolta acest lucru, împreună cu regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret. Un regulament, deci deja am schițat anumite lucruri, un regulament de organizare și funcționare a activității de voluntariat cu model de contract de voluntariat în spate, și aceste lucruri, sigur, să se materializeze cu activități foarte clar puse, duse într-o strategie pentru tineret. Am să discut chiar astăzi, îmi propun să dau acest material la care am lucrat în weekend, să-l dau colegilor mei și să stabilim priorități, astfel încât să ne putem implica în, așa cum spuneam, o întâlnire cu tinerii până la 1 decembrie, mi-aș propune eu, și înființarea, aprobarea legislației locale, dacă vreți, și înființarea unui consiliu al tinerilor. Împreună cu ei să pun bazele, de asta aș vrea să mă întâlnesc întâi cu ei și să stau de vorbă. De asemenea, un alt lucru pe care ne-l propunem pentru anul următor, pentru că am avut o discuție la inaugurarea secției de oncologie, ne-am propune să inițiem un program, un proiect al Consiliului Local, prin care să dezvoltăm anumite activități de excelență în Spitalul Municipal de Urgență Roman. Și anume cum? Sunt anumite secții care deja fac lucruri de avangardă, care fac lucruri pe care nu foarte multe spitale le fac. Ei, noi ne-am dorit ca cei care doresc să se implice, care doresc să facă lucruri de excelență, să îi stimulăm prin a le cumpăra o anumită aparatură pentru spital care să ridice de la B la A nivelul de excelență a spitalului, printr-un program în care noi să punem o sumă de bani, spitalul să cofinanțeze pe model stilul programelor europene, deci cu fonduri de la Primăria Municipiului Roman, cu cofinanțare de la Spitalul Municipal de Urgență, și astfel să încercăm să lansăm, să ridicăm, să promovăm centre de excelență pe specialități. Adică cei care vor să-și depășească nivelul mediu de desfășurare a unor activități să fie susținuți de către Primăria Municipiului Roman în acest sens. Deci o activitate care a rezultat din discuțiile purtate săptămâna trecută. Un alt lucru care a rezultat din discuțiile purtate săptămâna trecută, ne propunem ca un proiect și îl vom introduce în strategia de dezvoltare a municipiului Roman, un pasaj peste calea ferată de la ieșirea spre Iași. Ne-am întâlnit acolo cu CFR-ul, unii spun că acestea se programează din timp modernizările acestea la calea ferată, că trebuie văzut funcții de priorități la nivelul țării. Noi am înțeles cam despre ce-i vorba și ne-am gândit acolo la ieșirea spre Iași și vom da în lucru chiar din această toamnă, în acest sfârșit de an, un studiu de prefezabilitate. Din studiile primare pe care le-am purtat joi și vineri cu tehnicul din primărie și din indicatori tehnici care presupun funcționalitatea unui astfel de obiectiv, am avea și spațiu determinarea pentru a face un astfel de pasaj peste calea ferată, care ar duce în primul rând la creșterea vitezii de circulație pe 85, pentru că, vă dați seama, ruta Bucăiești oprește o circulație întreagă pe 85 până la urmă, plus acele linii de trafic de marfă.
Și atunci, dacă artera vest am terminat în acest an în primăvară, acum sperăm anul ăsta să terminăm artera est, ne propunem PNDL, pe Planul Național de Dezvoltare Locală, trei proiecte ne-am propune pentru a le lansa în anul următor. Și acestea ar fi sensul giratoriu Poarta Sud, Poarta Nord, de la zona Dedeman Plopilor, rețeaua de străzi din cartierul Nicolae Bălcescu și Petru Rareș și urma discuții pe care am avut-o vineri în cartierul Nicolae Bălcescu și pe care noi deja am lansat-o de vreo 2 ani în discuție, iar de dimineață deja am dat-o în studiu aplicat și pe procedură de repede înainte, breteaua de racord a arterii rest est în cartierul Nicolae Bălcescu pentru a evita traficul greu de pe Cucutei. Ne propunem o altă arteră pe care am identificat-o acolo la fața locului. Unii cetățeni au spus că sunt și dispuși să renunțe la câte o bucățică de teren, să construim această arteră care să intre de pe Salciei pe câmp și să se înțepe în artera Roman Est. Deci ar fi trei obiective importante care le propunem pentru perioada următoare, din care sigur că cel mai popular și mai folositor e cel cu rețeaua de străzi în cartierul Nicolae Bălcescu și Petru Rareș, pe care le vom începe chiar din primăvară, pe fonduri proprii, și le vom extinde apoi în PNDL. Iar al doilea e acesta cu racordul, pentru a evita traficul greu. Iar cel mai spectaculos, spun eu, e pasajul de la cale ferată, dinainte de liceu 1, să avem un pasaj rutier care să traverseze acea zonă CFR și odată cu aceasta eliminăm și oprirea pe 85 și sprijinim foarte mult, dacă vreți, fluența și terminăm și cu problemele de la calea ferată. Acum, pentru moment, am propus și de astăzi să va lucra la o amenajare cât de cât la căile ferate. Vom scoate, vom asfalta, vom amenaja pentru perioada următoare, pentru că acolo am înțeles că e o problemă și de la traficul greu, e o problemă și de la fundația căii ferate, e mult mai complicat decât am dorit noi să se facă și fără o implicare a companiei naționale CFR este foarte greu să dezvolți acest lucru. Și atunci încercăm și alte soluții și ne propunem chiar să facem lucruri frumoase și bune pentru Roman. Cam acestea ar fi elementele de noutate pe care vi le-am adus la cunoștință și cele pe care noi le-am dezvoltat în perioada anterioară. Dacă aveți întrebări, da. În legat de acest întâlnire cu Consiliul Consultativ pentru Tineri, ce va însemna ca vârstă pentru că funcție de domeniu de activitate, tineri sunt considerați până 25 sau până 30 sau până 35? Da. Participarea ar trebui să aibă două componente. Una, elevi, care au alte preocupări și au alte domenii de activitate care le sunt de interes, și alta ar trebui să fie o componentă, cei care depășesc de acum și merg cu studenți și așa mai departe. Deci, conform legii, ca să vă spun exact, eu mi-am scos și am subliniat aici, cetățeni cuprinși între 14 și 35 de ani. Deci ar putea să fie de la clasa 8-a, inclusiv studenți, da? Pentru că avem și în Roman studenți, este Institutul Francescan, mai sunt școli posticiale, da? Ar fi o componentă. Iar a doua componentă ar fi cei care depășesc această vârstă de 25 spre 35 de ani. În prima fază noi ne focusăm pe aceasta, 14-25 de ani, urmând apoi să o extindem și pe cealaltă funcție de inițiativă, funcție de interes, funcție de determinare, funcție de implicare, funcție de solicitare a celorlalți tineri. În legat de procesul pe care primăria l-a procedat pe instanță de fonduri, țin minte că atunci când ați spus că eu nu m-a câștigat la licitație, ați spus că un contract era și prevăzut și faptul că ei trebuiau să preia energia. Pe aceea am și câștigat. Pe aceea am și câștigat. Iar a fost destul de hilară afirmația lor în proces, că au spus că au crezut că hidrocentrala asta nu se va termina la Roman și nu va ajunge să producă energie electrică. Și de asta au semnat, că
așa au crezut ei că nu se va realiza. Și atunci, nerealizându-se și neproducând energie, pentru că ei n-au mai auzit în ultimii ani să termine o hidrocentrală și care să-și producă energie electrică. Și atunci au crezut că e o poveste foarte frumoasă despre care se vorbește, dar n-a crezut ca să se întâmple acest lucru. Și atunci au și semnat. Ei, acest argument n-a stat în fața instanței și ca atare am câștigat. Au și fost. Care i-au instruit, da. Da. Adică e ciudat, pe de altă parte, vin să vadă un obiectiv pe care nu-l pot vedea în altă parte. De cealaltă parte, ei dau o judecată primăria că... Nu, practic, noi am acționat. Pentru că ei, în momentul când noi le trimiteam facturile, deci ei ne facturau nouă energie electrică, înțelegeți? Noi înapoi le plăteam bani, numai diferența. Și eu am spus, nu ne plătiți facturile, ne-au trimis somații, ne plătiți, vă suspendăm alimentarea cu energie electrică a municipiului. Ei, când am văzut noi așa, am zis, băi, facem plăți parțiale, dar acționăm și în instanță. Și atunci am acționat pe acest criteriu și pe această adresa lor. Și iată că am câștigat. Am înțeles. Investitorii despre care ați vorbit sunt români? Da. Și când estimați că va exista un răspuns? Adică discuțiile sunt deja destul de pornite. Ei trebuie să înainteze, deci din punct de vedere verbal, lucrurile au fost deja discutate. Mai rămâne să înainteze documentele scrise. Și eu cred că și până la sfârșitul acestei luni ne vor intra înaintea documentații. Este vorba de, ca să vă dau un așa mai larg, este vorba de o reprezentanță auto la nivel trafic greu, împreună cu o școală de șoferi la nivel trafic greu și împreună cu un service cu magazin auto pentru auto trafic greu și cu o mică unitate de producție pentru rezervoare saci privind evitarea inundațiilor a lucrărilor hidro care s-ar putea face aici la Roman. Împreună toate. Deci ar fi un lucru integrat. Și discuțiile zic eu că au fost destul de bune. Așteptăm documentațiile. Adică s-a plecat cu strângere de mână în sens că da, ne apucăm de treabă. Acum așteptăm și oficial. Clădirea care a fost sediul secției de infecțioase de persoana Florilor, am înțeles că a fost dată înapoi de către spital. Da. Avem dat în lucru un studiu de prefezabilitate pentru a vedea un hotel de sport. Fiind lângă orașul sportiv, lângă stadion, sală, bazin, club atletic, ne-am gândit că nu ar fi rău amenajarea unui hotel sportiv acolo. Să vedem ce presupune acest lucru, ca fonduri. Băi, se zis așa și eu. Locatul. Ei sunt responsabili. Eu pe ei am să-i sesizez. Da. Deci, ei fac. Așa, da. Am înțeles. Și dumneavoastră, ca instituție, veți fi cei care veți aplica amenziile și... Nu, ei. Tot ei. Ei. Am înțeles. Și o singură întrebare mai am. Se vorbește din nou despre regionalizare în contextul noului guvern și aș vrea să vă întreb în calitate de membru aceea al AMR. Cât de încredere aveți în domnul Dâncu și cum sperați că vor evolua discuțiile despre aceste chestiune? Eu pe domnul Dâncu îl cunosc. Am avut și întâlniri personale și întâlniri de grup, ca să spun așa. Mi-a făcut, îmi face și îmi mențin părerea că este un om serios,
un profesionist și am speranțe. Acum vom vedea, speranța moare ultima. Noi sperăm că vor putea aceste lucruri să se materializeze, sunt așteptate de foarte mult timp, numai că multe din aceste lucruri nu vor putea să se materializeze fără modificarea Constituției. Și atunci va trebui văzut cum se poate face acest lucru, astfel încât cadrul normativ să poată fi atot cuprinzător și să surprindă toate aceste propuneri, care multe dintre ele sunt făcute de ani de zile, dar nimeni n-a îndrăznit să ia taurul de coarne și să-l ducă chiar până la sfârșit. Să sperăm. Eu îl cunosc ca un om serios pe domnul Vasile Dâncu, adică dacă mă întrebați, am o părere bună despre dânsul. De ce să dureze încă un an dacă luna aceasta se urcă pe SEAP? Așa mi s-a explicat. Ah. Și vreau să mă întreb care e situația la urmă. Noi avem acel depozit temporar și înțeleg că deocamdată noi nu am dus la genul deșeuri, dar cât estimați că ne vom mai descurca cu acest depozit? Câteva luni. Și mai apoi? Vă trebuie să transportăm la Girov. Atunci se va face analiza. Prețul gunoiului plus transportul. Nu, eu zic că n-ar trebui să dureze. Eu zic dacă o lansează acum în noiembrie, intri în procedură de licitație extinsă care e 55 de zile, zicem 2 luni, nu? Ar fi decembrie și ianuarie. Dacă ar fi decembrie, hai să intră în analiză care se poate face în 10 zile. Eu mai pun încă o lună. Nu? Ar fi februarie. În martie s-ar putea da decizia. Dacă apare vreo contestație, martie-aprilie ar trebui să fie, până la începutul mai, mă gândesc că am putea să avem operator. Și legat de programul activităților în luna decembrie, știu că se fac niște înscrieri, de exemplu, pentru munca de avut. Da. Cum vă estimați să începem? N-am luat la mine programul, dar îl vom pune la dispoziție, vă anunțăm. Am stabilit deja programul pentru luna decembrie, ziua națională de 1 decembrie. Pe 10 decembrie va fi nunta de aur, din ce mi-aduc eu aminte. Apoi vom organiza festivalul de datini, ca de obicei, Revelionul, Caleașca lui Moș Crăciun, pe 24 decembrie. Pe 17 decembrie, parcă, da, vom organiza carnavalul de Crăciun. Sunt surprinse toate aceste lucruri și la ședința din sfârșitul noiembrie vom aloca și fondurile necesare pentru luna decembrie. Da, plus alte activități. Vom vedea ce vor fi. Tot aici vom fi. 1,1, 1,2, tot cam aici vom fi. Nu vom ridica ștacheta cu sumele, pentru că nici nu avem de unde. Da? Da. Da, de Revelion, sigur. Sigur. Păi localurile și trebuie să renunțe. Da. Noi când facem cu dispozitive de acțiune, cu societăți serioase care i-au autorizat, adică nu ne încurcăm, vine unul și pușcă pe aici două artificii. Trebuie să facem lucrurile pentru a elimina orice risc. Da. Nu, facem, pentru că acum nu înseamnă că dacă s-a întâmplat un accident pe o stradă, nu mai circulă lumea cu mașina pe stradă, că se poate întâmpla un accident. Trebuie să fim mai atenți, mai precauți, da? Nu să picăm în melancolia drobului de sare. Da. Ținând cont, fac un preambul ușor, nu ca și colega mea, de 30 secunde. Spitalul Roman deservește o serie de pacienți din comunele limitrofe. În învățământ, 70% din elevi sunt din comunele limitrofe. Totuși, miliardele s-au dus acum la comunele limitrofe și Roman 40 de... Cum apreciați raportul ăsta de alocare? Adică orașul e lăsat așa... Deci eu apreciez ca nedrept acest lucru care s-a întâmplat. Vreau să vă spun că un studiu făcut de specialiști, studiu comandat tocmai de Consiliul Județean,
pentru strategia de dezvoltare a județului. Arată că producția economică din județul Neamț, cea mai mare, e a Romanului, 55%. Picare de consecință pe un calcul foarte simplist înseamnă că noi producem în jur de 50-55% din TVA-ul pe care îl furnizăm. Prin urmare, prin cotele defalcate din TVA, prin care se echilibrează bugetele locale și se plătească arierate. De exemplu, discutam cu primarul de la Piatra Neamț. Ei n-au depus, n-aveau arierate și au dat zero. Dar noi aveam arierate și am depus hârtii. Ar veni 55% din 80, cât are și vouă, 40 ceva de miliarde, peste 40, 44 de miliarde de lei. Eu nu zic 44 de miliarde să vină la Roman, pentru că mergem pe principiul coeziunii, a echilibrului. Adică cel care e mai puternic să-l ajute pe cel mai necăjit. Deci și comunii trebuiau să fie ajutate, dar ținând cont de faptul pe care dumneavoastră, domnul Clap, ați zis foarte bine, că Spitalul Roman asigură doar pentru 28-30% cetățeni romașcani servicii medicale. Ceilalți sunt din comunile arondate municipiului Roman sau chiar și din alte județe. La unitățile școlare, de asemenea, populația romașcană, la licee vorbim, nu la școli generale, populația romașcană este în jur de 30 până 35%. Adică noi ducem în spate prin aceste servicii de educație, sănătate și nu numai. Iată, dacă vreți, vorbim de evidența informatizată a persoanei prin care eliberăm cărți de identitate, pașapoarte, avem serviciul la Roman, serviciul de cazieri judiciare. Iată că s-au alocat sume de bani importante unor comuni care au primit miliarde și n-am nimic împotrivă, iar Romanul a fost luat în bătaie de joc cu 430 de milioane de lei vechi, 43 de mii de lei. Drept pentru care de dimineață în operativ am discutat și vom depune în contenciosul administrativ o contestație. Nu vom sta cu mâinile în sân. Și mai departe, chiar vom merge funcție de rezultat și pentru, chiar pentru abuz în funcție. Nu mi se pare corect ca Direcția Generală de Finanțe să acorde, știu că era o formulă în care intră populația localității, suprafața, gradul de recoltare a taxelor și impozitelor. Păi eu nu cred că Romanul are grad de recoltare mai mic decât multe din comunile care au primit miliarde și pe care le știm. Am făcut rost, destul de greu, dar am făcut rost cu toată lista cu banii distribuiți și o vom pune în spate ca anexă și nu ne vom lăsa, așa cum am promis totdeauna, mă voi bate pentru Roman și pentru romașcani până la capăt, acolo unde cred că am dreptate, eu cred că am dreptate aici, mă voi bate ca Romanul să primească ceea ce îi se cuvine. Pentru că așa cred că este corect și normal. Atâta timp cât noi suntem cuminți și ne vedem de treaba noastră, cumințenia nu trebuie să fie luată drept prostie. Și armele stau în cui atâta timp cât îi pace. Dar când, asta e ca și o declarație de război în momentul când se ia, nu? E ca și cum veneau turcii și luau femeile, copiii, aurul, vitele, nu? Păi din moment ce mei dintr-un lucru care mi se cuvine, cel puțin noi așa considerăm. Și atunci ne vom exprima corect, legal, pe baza justiției, ne vom adresa și vom solicita să ne se facă dreptate. Pentru că eu așa consider că ni s-a făcut o nedreptate prin alocarea aceasta de fonduri discriminatorii din punctul meu de vedere. Și juristicii v-au spus legal. Există da? Da, da. Eu cred că mâine dimineață vom avea documentul deja finalizat. Și dacă nu mâine, cel târziu miercuri îl vom depune. Pentru că vreau să vedem. Dom'le, dacă e corect și drept, n-am nimic împotrivă. Dar vrem să știm, pentru că formulele acestea, bat să nu te prea secret, bat să aplicate cu diferiți coeficienți, păi nu poți să fii pentru unii mumă și pentru unii ciumă. Și atunci ne vom adresa în instanță, pentru că acest să cuvine municipiului Roman, municipiul să primească. Probabil la unele comune s-a introdus în calcul coeficientul parlamentar. E posibil, dar eu zic că în toate și în comune și în municipii trăiesc cetățeni de orientări, dacă ai prea mult spus orientări, de simpatii politice diferite, nu? Eu acum dacă mă duc pe o stradă sau într-o zonă
unde trăiesc sau locuiesc mai mulți oameni de orientare PSD, să dau exemplu, da? Eu fiind PNL, ce să fac eu? Să spun că la aia nu li fac nimic, îs PSD? Eu în momentul când am fost ales ca primar, sigur că am candidat de pe o formațiune politică, dar odată ce am depus jurământul, eu cred că jurământul meu de primar l-am depus în fața tuturor cetățenilor municipiului Roman. Și am devenit primar pentru toți cetățenii din municipiul Roman. Și atunci, fiind primarul tuturor romașcanilor, sunt obligat, sunt dator să-i respect pe toți, în mod egal. Să-i tratez în mod egal, să sprijin dezvoltarea zonelor de municipiu în mod egal. Și să fac pentru fiecare zonă cât mai mult posibil. Indiferent dacă într-o zonă sunt cetățeni de orientare, de stânga sau de dreapta, sau de etnie, sau de sex, eu cred că trebuie să depășim aceste lucruri. Nu mai suntem în vremea Cuclus Clanului, nu mai sunt în care să facem tot felul de amenințări, de denunțuri, de delațiuni. Să știți că aceste lucruri se practică și în zilele de azi. Probabil după ce noi vă mai fim să scriu o carte și o să aflați foarte multe lucruri despre ce înseamnă viața administrației, viața politică, ce se ascunde în spatele acestei cortine de catifea. Sunt foarte multe lucruri murdare pe care eu le dezavuiez, dar trebuie să treci prin ele. Până la urmă, ca să-ți atingi limanul, câteodată trebuie să treci printr-un murdar. S-au întâmplat aceste lucruri în activitatea mea. Fiecare își dorește să meargă numai pe gazon, numai pe câmpie, dar din păcate nu-i numai așa. De foarte multe ori apare și șantajul, apare delațiunea, apare amenințarea, de foarte multe ori. Apar minciunile aruncate, date ca titlu de informație. Știm noi că e așa, vă spunem noi, dar n-are nicio legătură cu realitatea, absolut nicio legătură. Eu am spus așa, că știți cum spun eu, Dumnezeu de sus de acolo vede a cui sacul de făină și bucata de slănină. Până la urmă le dă la fiecare. Și ăla care poartă de grijă altuia, pe nedrept, și vine cu minciuni, domnule, Dumnezeu să-i dea bubi, zgânci, griji, exemii, ca să aibă de ce să preocupați, să-și bandajeze. Iar ăla la care e corect, să-i dea Dumnezeu lumină, înțelepciune, să meargă pe drumul cel bun și să facă lucruri frumoase. Eu așa zic. Dar atâta timp cât voi fi primarul municipiului Roman, am să mă bat pentru Roman și pentru romașcanii mei până la ultima picătură de energie și ce se cuvine romanului de drept, se pare corect că trebuie să-și primească. Un eveniment care ar trebui comentat, după părerea mea, ținând cont că și la Piatra Neamț se va organiza astăzi o întâlnire, este întâlnirea Casei de Cultură, care totuși reprezintă cultura, să mai țină niște spectacole. Dumneavoastră intenționați o discuție cu conducerea Casei de Cultură, eventual în perspectiva unui Știam eu că trebuie să vă mai spun ceva și am uitat. Mai avem o victorie. Am câștigat și procesul cu Casa de Cultură. Știți că Casa de Cultură, doi am impus taxele și impozitele, nu? Încă o lovitură pentru Casa de Cultură. Încă. După ce închiesă, trebuie să plătească. Asta e. Deci am câștigat tot acum la sfârșitul săptămânii, odată cu procesul cu EON, am câștigat și cu Casa de Cultură. Adică trebuie să le impunem aceste cote, aceste taxe și impozite. Mai mult, din acest an le trimitem documentația și dacă nu reabilitează sau nu o pun la punct, vor intra pe programul de suprataxare, adică cu 500% taxe și impozite. Până când vom apela și la un evaluator să vedem cam cât ar face Casa de Cultură la ora actuală, iar în momentul de când vom vedea că se vor aduna taxe și impozite neachitat, atunci sigur că vom solicita ca acea casă de cultură să ne revină în baza acestor sume pe care ei nu le pot achita. Pentru că noi, și acum dacă ar fi fost clădirea noastră, am fi pregătit un studiu de fezabilitate, să încercăm pe un program operațional, pe o axă, pe dezvoltare culturală, pe un program integrat, să încercăm să facem ceva. Exact cum am făcut Roma în Vodă, exact cum a făcut muzeul de artă de aici din stânga primăriei, acum a depunit pentru primărie să facem și primăria frumoasă și atunci am putut și acolo și am fi făcut și Casa de Cultură și am fi avut într-adevăr un centru cu totul special. Dar lucrurile nu se așează cum vrem noi de azi pe mâine, dar iată că urmând calea corectă, legală, dreaptă,
încercăm să le așezăm în matricea lor. Chiar uitasem de aceasta, e tot de săptămâna trecută și această veste. Executorie decizia? Cum? În instanță ce ați obținut executorie? Da, adică intră la impunerea, la taxe și impozite, clar. Cam la ce sunt? Nu, pot să văd, nu știu pe de urmă. Nici asta nu mai rețin. Știu, parcă a fost la Curtea de Apel, dacă e la Curtea de Apel, mi se pare că s-a încheiat. Da. Da. Da, da, pentru că am avut în prima instanță la tribunal, la Piatra Neamț și am câștigat. Au mers în recurs la Curtea de Apel și acum am câștigat la Curtea de Apel. Da. S-au mers și pe faptul că fiind o clădire care nu aparține instituției publice și exact cum există și precedente, putem folosi acest lucru. Și toate aceste lucruri, în prima instanță, ce a fost doar penalitățile la prima, nu au fost puse, dar nu contează că penalitățile, pe noi interesa să fie baza. Sigur, sigur. Da. Ați spus că ați avut o întâlnire cu oficiali din primărie în legătură cu perspectivele de dezvoltare ale municipiului. Puteți să dați câteva exemple? Da, le-am... În afară de proiecte, planuri mai mari, cartiere... Suntem în fază de... Deci eu v-am spus după ce voi aduna toate din cartiere. Am deja adunat, am făcut ca un niște fișe de vizite, niște fișe de lucru. Proiectele vi le-am spus. Alea mari vi le-am cam anunțat. Ce ne propunem noi? A câștigat, vom merge mai departe. Are nevoie de bani, ca orice om merge mai departe, în alt plan superior, cum se va proceda? Eu poate nu cunosc problemele și să nu râdeți de mine, dar am o întrebare. Arhiepiscopia n-ar putea fi luată parte în acest proiect, să sponsorizeze, să ajute, pentru că e o echipă legală. Mă gândesc așa, pentru că există o colaborare între administrație și arhiepiscopie și... Nu. Am zis, poate eu nu cunosc legislația și nu știu dacă ar merge întrebarea asta, dar ținând cont că e o asociație și poate fi sponsorizată... Da, poate fi, sigur că poate fi. Să vorbesc cu preasfințitul și poate și o echipă acolo, o jumătate de... Preasfințitul ne roagă pe noi să dăm bani. Ar avea și binecuvântarea la fiecare merge. Da, m-a spus pe gânduri. De ce? Oh. Dacă nu mai sunt întrebări, ne oprim. Mulțumesc frumos și eu. Sper că am reușit să vă lămuresc multe din probleme. Vă doresc o zi bună și o săptămână bună în continuare.